Peste 1,5 milioane din apelurile de la 112 recepționate de la începutul anului și până în prezent au fost realizate de persoane care fie au sunat din greșeală, fie nu au spus nimic la telefon, fie au adus ofense operatorilor. Astfel de apeluri reprezintă mai mult de jumătate din cele aproximativ 2,7 milioane de apeluri non-urgente recepționate în această perioadă. În anul 2024, 163.000 de apeluri la 112 au fost abuzive, fiind efectuate de persoane care au făcut glume sau au adresat injurii operatorilor. 3/4 dintre apelanții abuzivi au fost adulți. În total, în primele 8 luni ale acestui an, operatorii STS din cadrul serviciului de urgență au preluat și gestionat peste 6,7 milioane de apeluri. O pondere semnificativă a apelurilor non-urgente la 112 provine din manipularea necorespunzătoare a telefonului, din încercarea de a suna la un număr asemănător sau din neconfigurarea corectă a tastelor rapide. Totodată sunt și multe situații de apelare neintenționată, involuntară, din buzunar. În cele mai multe astfel de cazuri, persoana nu realizează că a sunat la 112. Pe de altă parte, au fost și apelanți abuzivi care au sunat la 112 pentru a face glume sau pentru a adresa înjurături, aceștia irosind peste 50.000 de minute, respectiv 880 de ore, din timpul ce se putea aloca celor care au avut cu adevărat nevoie de ajutorul serviciului de urgență în situații critice. Potrivit legislației, Serviciul de Telecomunicații Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliția Română în vederea identificării și sancționării acestora. Apelarea abuzivă a Serviciului de Urgență 112 se pedepsește cu amendă până la 2000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4000 de lei. O nouă contravenție în interval de un an se sancționează cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei. Legislația din România prevede că alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție se pedepsește cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei sau prestarea de la 200 la 400 de ore de activități în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgențe poate fi sancționată cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității. Reamintim că apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viața unei persoane aflate în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel non-urgent, pe linie poate aștepta o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor. În cazul în care sunăm din greșeală la 112, nu trebuie să închidem, ci să rămânem pe fir și să spunem că am apelat din greșeală. Se câștigă astfel mult timp care poate fi folosit de operatori în caz de urgență.